Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Schillerhaus, das Haus der deutschen Minderheit in Bukarest, bei dem Vortragdebatte Pandemien, Schluss, Aus, Ende, historischer Rückblick und interethnische Kommunikation und bei der Eröffnung der Fotoausstellung Pandemien und Epidemien der Vergangenheit, Herausforderungen der mehrsprachigen Kommunikation. Einige Skizzen. Es ehrt uns mit der Anwesenheit Frau Laziko Enike-Katalin, Staatssekretärin Department für interethnische Beziehungen, Herr Universitätsprofessor Dr. Octavian Buda, Karol Davila Universität für Medizin und Pharmazie, Thomas Schindilariu und der Staatssekretär Department für interethnische Beziehungen. Stimate doamne și domni, bine ați venit la Casa Schiller, Casa Minorității Germane din București, la conferința dezbatere Pandemiile, punct și de la capăt, istorie și comunicare interetnică și la vernisajul expoziției Pandemiile și epidemiile trecutului, provocări de comunicare multilingvă. Câteva schițe. Ne onorează cu prezența doamna Laziko Enike-Katalin, secretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, domnul profesor universitar Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicină și Farmacie Karol Davila, București, domnul Thomas Schindilariu, subsecretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice și din CEF GEAFAR, subsecretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice. Bună seara tuturor, îmi cer scuze, n-o să pot vorbi, deși am înțeles prezentarea dumneavoastră în limba germană, dar n-o să pot vorbi în germană. Bună seara tuturor, doamnelor și domnilor, domnul profesor, domnul subsecretar de stat, domnul subsecretar de stat, dragi colegi, doamna Cosmat, îmi pare bine să vă revăd. Sunt aici cumva nu să prezint expoziția, ci să prezint un pic contextul în care s-a născut această idee și chiar mă bucur foarte mult că suntem aici astăzi, pentru că până la urmă expoziția se datorează colaborării dintre domnul profesor Buda și colegul meu, domnul Schindilariu, și este un cumva un demers, să zic așa, natural, în care puteam, ca și Departament pentru Relații Interetnice, să mergem după pandemie. Noi, Thomas a venit la departament imediat după ce am avut provocările, am avut de a face cu provocările pandemiei, când într-o discuție la nivelul conducerii departamentului am încercat să-l introducem așa în ceea ce făcusem în anii anteriori și cum am putea să ducem mai departe tot ce s-a făcut și cu ce am mai putea să diversificăm activitatea departamentului, având în vedere și experiența și profesia lui Thomas. Discutam de modul în care departamentul a încercat să urmărească în pandemie. Practic am încercat să vedem cum au beneficiat cetățenii care aparțin minorităților naționale de acces la informații în limba lor maternă despre COVID. Probabil toți ne amintim că la data respectivă domnul ministru al afacerilor interne ieșea în fiecare seară pe la ora 12, a doua zi dimineață trebuia să noi să aplicăm, noi toți cetățenii ai României, să aplicăm niște reguli adoptate la data respectivă. Evident că asta presupunea nu doar să înțelegem acele reguli, dar trebuia să ne și informeze cineva cu privire la aceste reguli. Fiind vorba despre dreptul de sănătate și dreptul la viață, să primești aceste informații în limba ta maternă este esențial. Deci putem să discutăm despre orice mofturi, orice fel de simbol al utilizării limbilor minoritare, dar până la urmă vorbim de apărarea vieții și de apărarea sănătății. Și dintr-o discuție în alta, Thomas ne-a povestit cum deja din secole anterioare, cu ocazia diferitelor epidemii, a avut ocazia în cercetările lui să găsească niște exemple pe acest lucru. Și cumva l-am rugat, l-am provocat să facem ceva cu această idee și mă bucur foarte mult și îl felicit că a reușit să facă acest prim demers, că eu sper că va continua cercetarea și va continua această idee. Și iată că
ne aflăm astăzi aici este a nu știu a câtea ocazie deja în care reușim să prezentăm această ocazie și să vorbim despre o normalitate care a existat de câteva secole, da, pe meleagurile noastre. Și cumva să învățăm și din trecut, ce s-a făcut în trecut și să găsim și pentru orice situații de criză, să găsim puterea, să găsim resursele prin care să avem în vedere acest aspect al multiculturalității, al interculturalității și ca fiecare dintre noi să se regăsească în tot acest context. Deci cam aceasta este și de asta am venit astăzi și alături de dumneavoastră să prezint pe scurt de unde am pornit și unde am ajuns. Nu o să vorbim despre drepturile lingvistice pentru că nu asta e scopul discuției de astăzi, dar cumva demersul prin această expoziție, prin această muncă chiar de cercetare pentru această expoziție, cumva punem și o altă abordare, da, în spațiul public a ceea ce înseamnă drepturile lingvistice și ceea ce înseamnă utilizarea limbilor noastre materne în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc, vă felicit încă o dată pentru superba colaborare și vă dau microfonul. For unsere Debatte sozusagen, es gibt eine Aufnahme, die ich gefunden habe. Es bezieht sich auf jemand, der als Medizinhistoriker in Deutschland sehr bekannt war und seine Schriften zur Schwarzen Tod sind eigentlich ein kulturelles Merkmal. Wie hat man solche Seuchen in Vergangenheit verstanden? Und beide, ich persönlich habe ihn kennengelernt. Thomas und Professor Offner haben zusammen mit ihm in dieses Buch, die dort vorhanden ist, eine Art und Weise, wie man diese Seuchen in Geschichte verstanden haben. Und ich finde die Art und Weise, wie diese Seuchen vorgestellt wurden, spielen eine große Rolle, auch wie wir uns verhalten haben, damals und auch heute. Schreckliche Seuchen, die viele, unzählige, ein Drittel, die Hälfte der Bevölkerung
Wir können heute aber sehr schlecht überprüfen, ob sich es wirklich schon in der Antike oder in der Spätantike zur Zeit Justinians wirklich um das handelt, das Krankheitsbild, das wir heute unter Pest verstehen. Ich finde es aber viel spannender und viel interessanter, wenn man unter Pest eben durchaus auch andere Krankheiten und Seuchen subsumiert und vor allem eben auch die Metaphorik dieser Seuche herausstellt. Wenn ich höre, da ist eine schreckliche Pest irgendwann im ersten Jahrhundert nach Christus in Rom gewesen, dann kann ich nicht irgendwie heute mich als Medizinhistoriker hinstellen und sagen, ach, das war gar nicht die Pest, weil das vielleicht ein paar Symptome hatte, die nicht zu unserem Bild dieser Seuche passen. Ich muss mich im Gegenteil, das ist auch das wirklich Interessante an der Geschichte, um den Alltag, um die Folgen dieser Seuche für die Gesellschaft, für die Conditio Humana kümmern. Das finde ich außerordentlich spannend. Denn man muss sich klar machen, Tugenden kann jeder erlernen. Aber in einer Zeit der Todesgefahr, die jeden treffen kann, die jeder kennt, da ist es dann wirklich eine große Sache, mutig zu sein und sich zum Beispiel als Arzt oder auch als Angehöriger um Kranke zu kümmern. Heute denken Sie an die Hochzeit der Bundesrepublik Deutschland mit all ihrem Überfluss. Da hatten wir schrecklich viele mutige Menschen. Ich finde, heute nimmt das schon so ein bisschen ab, wo die Spannungen zunehmen und das Geld so ein bisschen abnimmt. Und für mich war deshalb die Pest, diese extreme Situation, immer ein wunderbarer Spiegel für die Kondition, ob man eine Gesellschaft überhaupt hält. Ja? Ja. Ob sie einfach so ist aus Papier und für Sonderarbeit geschaffen ist. Ja? Dass also sie ja wirklich existiert, ja, in den Menschen. Ja. Also sie ist natürlich, sie hat Glück, die Gesellschaft. Und manche Generationen haben dann Glück, wenn sie von einer solchen Seuche oder von einem entsprechenden Krieg, auch ein Krieg hat ja was mit der Pest zu tun, verschont bleibt. Aber meistens ist es doch so, dass zwei Generationen kaum überstehen, ohne eine solche Seuche im übertragenen Sinn, eine solche Notzeit überstanden zu haben. Kann ja jederzeit ausbrechen an einer anderen Stelle, nicht die Bubonenpest, ja, aber irgendeine andere Krankheit, gegen die es kein Mittel gibt. Also, wenn wir annehmen, was Gott verhüte, dass eine Pandemie entsteht, etwa dadurch, dass der Erreger der Vogelgrippe sich so variiert, dass er eben auch für Menschen anfällig wird, dann könnte man, und die Bakteriologen, die Virologen erwarten, dass wieder eine solche Pandemie ausbricht, eine solche Bedrohung wirklich unserer Existenz, auf unsere Kultur. Eine Bedrohung, die auch Einfluss hat auf die Politik. Das hat ja zwei Seiten, so wie Sie es beschreiben. Als Historiker, das eine ist die Krankheit selber. Ja? Nicht, kann man etwas gegen sie tun, kann man mit ihr kämpfen. Und das zweite ist der Zerfall der Gesellschaft, die indirekte Wirkung der Krankheit, wie die HIV in Afrika, ja, ganze Gesellschaften innerlich auch zerstören kann. Genau, das ist der Punkt. Und ich frage mich natürlich, wie wird das sein? Also vielleicht haben wir wirklich Glück und alle schrecklichen Cassandra-Rufe und Voraussagen erfüllen sich nicht. Dann ist das alles ein theoretisches Geplänkle, was wir jetzt halten. Aber wenn wir nicht Glück haben, wenn die Wissenschaft Recht behält, und sie behält meistens Recht, und eine solche Katastrophe würde unsere Gesellschaft überrollen. Ich frage mich dann schon, wie würde diese Stadt, hier sind wir mal hier in Deutschland, wie würden die westlichen Gesellschaften, das wäre ein Politiker überhaupt, ja, entscheiden können, begrenzte Impfmittel, ja, sich zu verteilen und andere in den Tod zu schicken. Das ist natürlich schon eine wichtige Frage im Vorfeld. Also es gab ja letztes Jahr die große Diskussion im Herbst, und man wusste plötzlich nicht, dass es kein Impfmittel gewesen ist, es war ein Mittel zur Vorbeugung, oder man sagte, wenn die Grippe ausgebrochen ist, dann wird der Verlauf also sehr stark mitigiert, also abgeschwächt, wenn man dieses Mittel benutzt. Und man hat festgestellt, wenn man dieses Mittel jedem gibt, für jeden organisiert, dann wird das Mittel an sich schon abgeschwächt durch Resistenzbildung. Ein etwas komplizierter Prozess, der nicht jedem einleuchtet. Es war also nicht so, dass der Staat im Herbst letzten Jahres 05 gesagt hat, wir wollen einfach nur den Besten oder einer gewissen Minderheit dieses Wunder- und Zaubermittel zur Verfügung stellen. Sondern es waren schon auch naturwissenschaftliche Gründe, die zu Restriktionen geführt haben. Aber mir fiel auf, dass schon damals die Abgeordneten und gewisse Politiker und auch die Talkshows, gewisse Talkmaster sich rühmten, dass sie dieses Mittel hatten. Sie wurden da direkt gefragt. Und andere saßen so ein bisschen düpiert in der Runde und mussten zugeben, dass sie es nicht geschafft hatten, dieses Mittel zu kriegen. Plötzlich kommt dann sowas auf wie Utilitarismus. Ne? Also dass man sagt, die Aufgabe des Staates ist es, für möglichst viele Menschen der Gesellschaft
ja, bei den anderen, aber es gibt keine Ansteckung. Ja? Ja. Während hier die Gefahr, ja, der Ansteckung, die zerreißt ja die Gesellschaft. Ja? Ich darf ja nicht in die Nähe kommen. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zu den Fällen. Also Napoleon hat nochmal einen ganz großen Glanz bei seinen Soldaten, die über Syrien Konstantinopel erreichen wollen und wieder nach Hause wollen, ja, aus Ägypten. Ja? Dadurch, dass er Pestkranke anfasst. Unter Aufsicht seines Arztes. Ja, das war eine geniale Mutprobe, die er da inszeniert hat. Aber der Clou ist, dass er eigentlich gar nicht so viel Mut brauchte. Und das wusste er sehr genau. Er war wahrscheinlich sehr genau informiert über die Ansteckungsgefahr der damaligen Pest um 1800. Die war abgeschwächt. Die war nicht zu vergleichen, was die Infektionskraft angeht, mit der Pest etwa von 1348 oder der Pest, die wir aus dem 6. Jahrhundert zur Zeit des Kaisers Justinian beschrieben bekommen haben. Und auch etwa noch im Vergleich zum 16. und 17. Jahrhundert. Wir haben viel darüber nachgedacht, warum diese Pest nicht mehr so stark war. Es gibt verschiedene Gründe. Einmal, naturwissenschaftlich gesehen, der wahrscheinlichste und wichtigste ist einfach der, dass Erreger Yersinia-Pestis sich geändert hat. Der aus irgendwelchen Gründen wurde der nicht mehr so gefährlich für die Menschen. Er hat zwar zu so Anschlägen geführt, aber die Menschen haben das häufiger überlebt. Die Pest war nicht mehr so aggressiv. Und wenn sie in einer Stadt auftrat im 18. Jahrhundert, in Marseille etwa, das war die letzte große Epidemie in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts, dann war es so, dass nicht mehr eben wie in Marseille dann 25-30% umkam, sondern nur 5%. Keiner konnte sich das erklären. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit, die ich aber auch nicht beweisen kann, ist die, das weiß man, dass die Hausratte, die nun in normalen Zeiten Träger dieses Pestvirus ist, dass die etwa so im 17. Jahrhundert in Europa plötzlich verschwand, auch wahrscheinlich durch eine genetische Problematik und durch die Wanderratte ersetzt wurde. Die schwarze Ratte wurde durch die braune Ratte ersetzt und diese braune Ratte hat natürlich auch irgendwo in Häusern, im Dorf, im Schiff irgendwas zu fressen gesucht. Und wenn sie dann was gefunden hat, hat sie das weiter gesucht, während die alte Hausratte geblieben, als Haustier gewissermaßen im Keller und für die Epidemie bedeutet. Ja, zugleich ist es ein In Memoriam, Klaus Berthold, er starb kurz, ja, vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten, ja, ist er gestorben, der große Forscher der Pestzusammenhänge. Ich werde auf ihn noch zurückkommen. Was interessant ist, dass dieser Interview stand 2007 statt. Manche Aspekte, die er erörtert hat, sind beinahe prophetisch. Eine Art und Weise, wie Leute einfach alles plötzlich vergessen haben. Also solche Seuchen auf globale Ebene sozusagen haben immer den Eindruck gelassen, dass die Gesellschaften sich gewaltig modifiziert haben. Nein, die Leute haben reagiert nach solchen Pandemien, als ob nichts passiert ist. Ce am vrut aici în acest interviu să arăt sunt niște probleme legate de mentalitate la nivel istoric. Adică epocile respective au astfel de incidente pandemice mari. Sigur că rolul istoricului este să identifice pe cât posibil agentul microbian care a generat pandemia și de aceea a apărut la începutul interviului francezul Alexander Yersin, care este creditat cu un japonez Kitasato pentru identificarea bacteriei care dă ciuma neagră din 1347 și care a identificat-o abia la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, dar el ca istoric îl interesează condiția umană, adică cum reacționează societățile, care este nivelul de expresie culturală și de organizare în momentul respectiv, pentru că el a identificat în cărțile lui despre ciuma neagră un anume pattern comportamental. Oamenii s-au disciplinat la începutul pandemiei, nu din rațiuni care țin de prevenție, cum s-a discutat, sau de acceptarea unei anumite conduite medicale, ci de frică, frică directă, după care
pandemiile evoluează, își atenuează, cum să spun eu, agresivitatea clinică, pandemiile îmbătrânesc, și asta a spus-o un laureat al Premiului Nobel, care a lucrat la Institutul Pasteur de la Tunis, Charles Nicol, revin în germană, după care oamenii la sfârșitul pandemiei se comportă ca și cum nu s-a întâmplat absolut nimic. Asta este absolut remarcabil. Ciuma neagră ar fi trebuit să devasteze total societatea. Nu! Toate lucrurile care la un moment dat au funcționat au revenit ca și cum s-a pus o pauză și după aceea s-a pornit ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Also, Pandemien, was eigentlich dieser Kontext, dieser historische Kontext angeht, hat vor allem mit Conditio Humana zu tun. Verständigungsprobleme spielen hier eine gewaltige Rolle und es sind immer kulturelle Aspekte, die zeigen, dass Leute, Menschen insgesamt vor allem auf Furcht reagiert haben und nicht și pe capacitatea societăților de a învăța ceva. Da. Also ich hoffe immer noch auf die Fähigkeiten von Gesellschaften ein bisschen zu lernen. Jetzt habe ich Ihnen ein bisschen etwas mitgebracht, am adus un pic un ansamblu al expoziției, cam despre ce este vorba, also soll eine kleine Idee davon vermittelt werden, worum geht es hier eigentlich. Wie auch schon gehört von Herrn Bergdolt, neben Umweltfaktoren und Kriegen haben solche den Verlauf der Menschheitsgeschichte am meisten beeinflusst. Covid-19 hat und wird Veränderungen herbeiführen, von deren Umfang wir uns, die wir in der Kurzsichtigkeit der Gegenwart gefangen sind, noch kein klares Bild machen können. Dasselbe gilt für die Chancen, die am Ende einer jeden Pandemie bisher geborgen waren. Pe lângă factorii de mediu și războaie, epidemiile au influențat cel mai mult cursul istoriei umane. Pandemia COVID-19 a adus și va aduce schimbări despre care noi, prinși în miopa prezentului, nu ne putem face încă o imagine clară. Același lucru este valabil și pentru oportunitățile care s-au ivit la sfârșitul fiecarei pandemii de până acum. Eine kleine Kirche. O mică biserică și niște șine de căi ferate, unde ein paar Eisenbahnschienen. Und eine Liste mit Chronologie. Und das Wort Lepra. Deci o listă cu cronologie și cuvântul Lepra. Die Lepra steht am Beginn der Begriffsgeschichte, zumindest in der deutschen Sprache, was das Wort Seuche überhaupt anbelangt, als Epidemie sozusagen oder Pandemie sogar. Cuvântul lepră se află la începutul, cel puțin în limba germană, a terminologiei pentru molime în ideea unor epidemii sau pandemii de amploare mondială. Și își lasă amprentele în cultura celor afectați und all das, was da geschieht, hinterlässt Spuren in der Kulturgeschichte der betroffenen Bevölkerung und das war der Ausgangspunkt für dieses Ausstellungsunterfangen și această amprentă a fost de fapt punctul de plecare pentru expoziția de față. Von reiner religiösen Standpunkt im frühen Mittelalter Lepra-Kranken waren von religiösen Standpunkt nochmal tote Personen. Sie wurden, also ein Priester hat ihn als eine tote Person ihn dargestellt. Und auf sozialer Ebene waren die Lepra-Kranken diese wandernden Kranken, die eigentlich aus der Gesellschaft raus. Aussatz. Ja, genau. Aussätzig. Wie sagt ja. man Aussatz auf Rumänisch? Marginal, să le spunem. Aber das medizinische Begriff Aussatz gibt es nicht. Aussatz. În sensul în care ei sunt delimitați ca ceva care se sunt practic scoși în afara societății. În evul mediu timpuriu, bolnavii de lepra
erau considerați persoane decedate încă din timpul vieții și preoții le făceau un soi de slujbă de înmormântare, după care ei erau etichetați ca nemai aparținând unei societăți sau unui grup din acesta social și aveau statutul pe care îl aveau. Și sigur că ei călătoreau, erau practic în afara societății și își câștigau existența cum puteau și în termenul acesta de ajutor creștin, sigur că încercarea de a-i ajuta este mai degrabă un act de virtute creștină decât o încercare de a-i vindeca. De a-i vindeca. Ja, ja. Ja. Dieser Aspekt ist Grund der Chronologie. Deci din acest aspect reiese cronologia înfățișată aici. Cel mai târziu apare Sighișoara, în 1570, din câte am văzut din literatură. Toate aceste spitale erau dedicate leproșilor. Also, zuletzt erscheint 1570 Schäßburg und sämtliche Spitäle, die hier aufgelistet sind, sind der, nicht der Heilung, sondern der Pflege der Leprakranken gewidmet gewesen. Was allerdings passiert, wie wir schon vorher gehört haben, die Krankheiten werden alt. Ja. Und im 16. Jahrhundert war die Lepra nicht mehr so kräftig, ansteckend, wie sie es davor war, sodass man in Siebenbürgen eine Konzentration der Leprakranken gemacht hat, in Schäßburg an Umsechow, wie man im siebenbürgisch-sächsischen Dialekt sagt. Also, pe scurt, în limba română, lepra și-a pierdut din putere în decursul secolului al XVI-lea și s-a produs în Transilvania un fel de concentrare în zona Sighișoarei, la târziu înființatul leprozoriu sau spital, care de la molimă, zoiche, și curte a devenit Am Zoichov sau în săsește Um Zechov, și mai departe curiozitatea locală este că nu doar spitalul, ci și întreg cartierul în care se află această mică bisericuță, o vedeți și din alte unghiuri de perspectivă aici în expoziție, se dezvoltă ca un centru mai larg regional pentru, concentrare e un cuvânt mai dificil, dar pentru cei leproși. Deja după reformă devine important predica, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, să ajungă la oameni și ce se întâmplă în biserică, acești bolnavi n-aveau voie să intre și s-a construit un amvon exterior, care îl avem și aici în expoziție, și memoria locală s-a păstrat până în ziua de astăzi, unde atât în germană, română și maghiară, cartierul, biserica și cimitirul, toate sunt numite Zichov sau Zichov oder Zechov, însesește, dar tot același lucru înseamnă, iar șinele care le vedeți în imagine sunt modernizarea acum 150 de ani, a ajuns calea ferată la Sighișoara și clădirile spitalului au dispărut, făcând loc Prozessului inevitabil. Also kurz noch auf Deutsch gesagt diesmal, zusammenfassend, also in Schäßburg hat man die Leprakranken sozusagen konzentriert, weil die Kraft der Seuche zurückgegangen ist. In die Kirche durften sie nicht, das Predigtwort war wichtig, ist schon in der evangelischen Zeit und deswegen gab es eine Außenkanzel, beziehungsweise die Krankheit, die Seuche, die Pandemie damals oder die Epidemie hat prägenden Kraft erreicht für die Ortsnamen. Seuchhäuser oder Spitalsgassen gibt es viele, aber dass man ein ganzes Stadtviertel am Sechow nennt, das gibt es nur in Schäßburg, in ganz Siebenbürgen. Und man weiß, dass mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz vor 150 Jahren die anderen Gebäude des Sieghofes abgerissen wurden, die Reste, die es damals noch gab. Also es muss ein ziemliches Territorium gewesen sein.
Der zweite Aspekt, den in der Ausstellung vertieft wird, das sind die Pestsäulen, das Gedenken der Opfer ohne Zahl, wo man diesen gesellschaftlichen Zusammenbruch hat und man das Gedächtnis in Baudenkmäler fasst. Das ist hier einerseits von Johann Anton Deschan von Hansen, dem Leiter der Sanitätskommission des Banates, die Pestsäule in Temeswar errichtet, an dessen Sockel bezeichnenderweise allegorische Darstellungen der größten Katastrophen dargestellt sind, durch die Temeswar gewandert ist. Das weiß heute kein Mensch mehr in Temeswar, nämlich Krieg, Hunger und Pest. Ja. Die sind an den drei Seiten festgehalten. Und dasselbe wiederholt sich auf Initiative von Anton Kornisch, dem Gouverneur Siebenbürgens in Klausenburg. Das ist die Ecke in Klausenburg, wo heute die Babes-Bolyai-Universität steht. Die Säule soll wieder hin zurückgeführt werden. Als ich in Klausenburg war, ich soll die Säule fotografieren, die man an einem anderen Ort in Klausenburg geschaffen, bin ich hingefahren. Ja. Und Ecolana, Nummer Ecolana. Die Säule verschwunden und dann hieß es, ja, die wird jetzt wieder hier aufgestellt. Also das ist dieser Parkplatz dort neben der Babes-Bolyai. Deci, pe scurt, moartea nu face diferențe etnice, ea este îmbrăcată în memorie simbolică, artistică, în coloane de ciumă foarte răspândite în mediul catolic, în fiecare oraș la vest de Cluj și Timișoara găsești astfel de coloane ale ciumei, dacă au fost atinse și toate au fost atinse, mai ales de ciuma din 1719-20 sau cea din 38 până 42. Și avem aici exemplele din Timișoara la inițiativa lui Johann Anton Deschan von Hansen, care a condus Comisia Sanitară a Banatului la acea vreme și pandantul din Cluj. Meine geschichtliche Perspektive zu besonders zu Beulenfest zu haben, ist die erste, die auf Dokumente Beulenpestepidemie, nachweisbare Pestepidemie, ist die von Justinian. Das ist 541. Und damals war so, dass den ganzen mediterranischen Raum, Mediterraner, und auch Italien bis zum Süden Frankreich sich erweitert hat. Dann ist die berühmte der Schwarzen Tod von 1347 und wie die Ausstellung gezeigt hat, die Pest ist auf dem Gebiet Rumäniens erstmal 1349 in Großwardein nachgewiesen. Also der Schwarzen Tod kam bis zu Osteuropa. Und dann, diese Beulenpest begann teilweise zu schwächen. Auf gesellschaftlichem Niveau, es starb so viele Menschen, dass eigentlich die Ökonomie muss sich irgendwie anders einstellen, insofern, dass die einzelnen Individuen waren in der Lage, ein bisschen über sich selbst zu sagen, was Ökonomie angeht. Also es gab so wenig Leute, so wenig Menschen, dass damals man hat verstanden, dass jede Person eine Investition ist. Und man sagt immer, dass eigentlich auch Renaissance und Reformation sind irgendwie teilweise auf lange Sicht auch von diesem Schwarzen Tod verursacht. Gut, in Europa es gab eine spektakuläre Pest-Episode in London 1665. Dann in Marseille 1720 und interessanterweise für den deutschsprachigen Raum, es gab diese
nordische Pestepidemie 1712 bis 1721, 22 und dann die Episoden aus Siebenbürgen 1730. Und dann dort entstand diese Art und Weise, wie man die Pestsäulen als Erinnerung, als ständige Erinnerung aufgebaut wurden. Interessanterweise, man wusste das schon von den Quarantäne. Quarantäne als Isolierungsmaßnahme ist, die Historiker schreiben niemand darüber, aber eigentlich die erste systematische Quarantäne statt in Ragusa, war Dubrovnik. In Dubrovnik, ja, 1377. Und dann Venedig hatte dieses System mit einer Insel in die venezianische Laguna organisiert, die Novo Lazaretto. Und diese Quarantäne hatte zwei Charakteristika. Es gibt eine teilweise offene Quarantäne, die aus Venedig, die sogenannte italienische venezianische Quarantäne, und die Habsburger haben die Quarantäne ein bisschen anders umgestellt. Aber dort sind wir noch gar nicht. Bitte? Wir sind noch gar nicht dort. Ja. Bei den Habsburgern. Die Deutschen, ja, aber auf jeden Fall in den deutschen Raum, die Quarantäne war ein bisschen strenger. Also viel mehr auf Isolation ein bisschen eingestellt, als diese, die Art und Weise, wie man damals in Italien und die Ragusa, die waren offen, insofern man muss Handel betreiben, es geht einfach nicht alles zu blockieren, wir müssen etwas tun, aber die strikte Isolierungsquarantäne, vor allem in nordischen Staaten, hanseatischen Staaten zum Beispiel, von medizinischem Standpunkt, sie waren ein bisschen besser organisiert. Ja. Deci am comentat faptul că apariția sistemului de carantină în 1377 ca o învățătură, să zicem, care ține de ciuma neagră din 1347 a făcut posibilă, să zicem așa, prevenția unor noi valuri epidemice, în sensul în care oamenii au constatat ceva destul de empiric. Dacă un vas cu marfă intră în rada unui port și nu-și descarcă marfa și marinarii, cei de pe vas, rămân în continuare, nu li se dă voie să intre în port, timp de 30-40 de zile, riscul apariției unei epidemii scade. Adică cine se îmbolnăvește pe vas? Asta pe vas moare. Asta e, rămâne pe vas. Așa. Ceilalți care supraviețuiesc înseamnă că sunt oarecum siguri din punct de vedere epidemic și pot să intre în port. Venețienii au în laguna Veneției o insuliță care se numește Lazaretto Nuovo, chiar am vizitat-o, și practic acolo acostau vasele și aveau un sistem în care oamenii chiar puteau să stea pe insulă, adică nu-i ținea închiși în vas. Și în felul ăsta, practic, intuitiv s-a putut deschide, a putut să rămână deschis comerțul. În schimb, în zonele nordice, cum sunt, de exemplu, statele hanseatice, acest sistem de izolare și de carantină este ceva mai strict. La episoade mai grave, practic zonele respective se închideau și închei spunând că cel mai interesant exemplu din timpul ciumei negre în Europa pare a fi, nu se știe foarte bine nici acum, dar pare a fi totuși orașul Milano. Milano a avut cea mai scăzută incidență a mortalității în epoca respectivă. Cât? Nu știu să spun exact, dar în orice caz, pe toate hărțile statistice,
Milano apare ca un punct în care mortalitatea a fost relativ scăzută în raport cu restul Italiei, pentru că ei au închis complet, complet, complet orașul. N-au lăsat nimic să iasă, nimic să intre. E o discuție cu privire la felul în care să puneau în practică asemenea genuri de izolare. Nu că și noi am trăit chestia asta și, repet, sunt motive să credem că, până la urmă, cei care conduceau orașele stat, cum era în Italia, aveau oarecare, să zicem, forță de a-și impune un anumit punct de vedere și de nu accepta orice fel de carantină. Așa este. Deci eu câte am găsit despre mortalitate, cam în cazul orașelor, 20-25% da. Din populație da. este rasă din pricina ciumei, iar dintre cei care s-au îmbolnăvit, spune Adam Chenot, în Brașov, cam 60-65% mor dintre cei îmbolnăviți. Deci totuși exista o șansă de vindecare. Also bezüglich der Sterblichkeit 20-25% der Bevölkerung, weiß man so in Siebenbürgen beim im 18. Jahrhundert ist die Sterblichkeit auf die Bevölkerung insgesamt gesehen und 65% sagt Adam Chenot in Kronstadt im Jahre 1755. Aber jetzt gehen wir mal weiter, wenn wir jetzt schon wissen, wie stark man sterben kann, dann sieht man auch das Chaos, das die Pest verursachen kann. Wir sehen hier ein Gekritzel. Deci ne uităm mai departe la haosul care este produs de ciumă. De ciumă avem multe înscrisuri una peste alta și de fapt este vorba despre nașterea lui Samuel von Brukenthal. Und eigentlich geht es um die Geburt von Samuel von Brukenthal. Es gibt hier eine Hand, die sagt, es gibt nichts aufzuschreiben. Und eine andere Hand, die kommt und macht Ergänzungen. Deci este vorba despre o mână care spune că nu avem ce să notăm și vine alta care face completări, și anume. De religio huios anii tempore et anii 1720-1723 nihil referendum ultima libera vito bla 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 și acolo sus începe. September Michael Benkner auf links mit 12 ja. Und dann hat man wieder nihil referendum und dann die 1721, die 26. Juli, die natus est Samuel filius Domini Michael Brukenthal etc. etc. Gubernator Transsilvanien. Das heißt, die Pest hat dazu geführt, dass Brukenthal nicht aufgeschrieben wurde bei der Taufe, weil es wahrscheinlich keinen Pfarrer gab. Der Pfarrer war geflüchtet vermutlich oder gestorben. Und es ist der erste Siebenbürger, von dem wir überhaupt das Geburtsdatum kennen. Denn von allen anderen wissen wir nur den Tauftag bis zu diesem Moment. Deci ce se întâmplă aici? Probabil acest haos este rezultatul celei mai eficiente pe cel mai eficient comportament în caz de ciumă, fuga, da. Eventual fuga preotului sau decesul lui, și la botez nu s-a consemnat nimic. După o vreme se face această completare destul de înghesuită la momentul în care se spune deja aici Samuel de Brukenthal. Familia a fost nobiliată în 1724, deci cu 3 ani după nașterea lui Breckner, Samuel, și se consemnează că el este guvernator. Deci ăsta a fost, de fapt, trecut în registru când avea deja 50 de ani. Yeah. și pe de cealaltă parte este primul sas care îi știm data de naștere și nu cum este... care se pune natus est și nu baptist est, deci nu ceva cu baptism, deci cu botezare.
Da, acesta este un care ne spune, este un exemplu frumos, ist ein schönes Beispiel, das kann auch ganz anders aussehen, wenn ja. wenn Tabula rasa ist, wenn die Fläche, die Pest zuschlägt, wenn der starke ja. Pass halt arate și complet ja. altfel. Man fragt sich, welcher Merkmal ist sehr charakteristisch für den schwarzen Tod? Was imponiert am meisten von geschichtlichen Statuen? Und dieses Beispiel ist faszinierend und unterzeichnet dieses Merkmal. Stille, totale Stille, als die Pest fing, alles wurde zu einer Stille gebracht. Keine Kriege, keine soziale Aktivität, einfach die Welt ist gefroren sozusagen. Und es gibt als Beispiele Klostereinträge, wo man zum Beispiel wird Folgendes geschrieben. 1347 wurde diese Person getauft. Ein paar Tage dann nachher ein Heirat organisiert. Und in demselben Eintrag findet man eine neue Datei sozusagen und wird geschrieben, heute haben wir diese Person getauft und wird geschrieben 1350. Also in demselben Katalog von Ereignissen, es gab eine totale Stille von 2-3 Jahren. Das heißt, was damals passiert ist, unterzeichnet, dass die Lage äußerst ernsthaft war. Deci ce vreau să comentez este că din punct de vedere istoric, una din caracteristicile foarte interesante ale ciumei negre, pe care o sublinează istoricii, este tăcerea, liniștea totală, care se întinde peste tot continentul european. Nu se mai construiesc biserici, nu mai au loc războaie locale pentru cucerirea anumitor teritorii, nu se mai face negoți, și totul îngheață pur și simplu, în afară de, practic, gropile comune care se făceau pe bandă rulantă pentru cei care mureau. Și interesant este faptul că se găsesc, de exemplu, în registrele mănăstirilor occidentale, cum să spun eu, intrări în care se spune... ca la Noblici. Da, care practic demonstrează exact un soi de haos. Dar un haos prin înghețare. Practic, n-a mai funcționat nimic acum trebuie. Și atunci, ai în 1347 o intrare în care spune că o anumită persoană a fost botezată sau s-a oficiat căsătoria cuiva din aristocrația locală. După care, în același registru, exact două rânduri mai jos, există așa un mic gol și urmează. Astăzi l-am căsătorit pe cuperică, simt prisâhie a intrăie. Deci sunt intrări ale preoților. Și data următoare este 1350. Deci în catalogul respectiv, de timp de 3-4 ani, nu a mai scris nimeni absolut nimic. Absolut nimic. Nihil est reperitum. Genau. Dar totuși, und trotzdem, das wirkungsvollste, um eine Seuche zu bekämpfen, ist immer noch die Verwaltung. Die Verwaltung bringt alles um. Și totuși, până la urma urmei, cel mai eficient mijloc pentru a combate o pandemie sau o epidemie este administrația. Administrația ucide orice. Doar insistat pe această linie și de aceea am intrat pe linia administrativă, und deswegen geht es administratives im Weiteren. Aber wie macht man Administration gegen etwas Unsichtbares? Man wusste ja noch nicht einmal, wo diese Pest herkam. Man hat also das, die weit verbreiteste Theorie der Herkünfte, der Herkunft der Pest oder aller anderen Krankheiten sind die sogenannten Miasmen. Das sind Gerüche, warme Dämpfe aus Erdspalten, aus Pfützen, aus Tümpeln und so weiter. Deci, dar cum
cum ataci un un inamic invizibil, care e proveniența lui, de unde provine, și vine intervine teoria miasmelor, care sunt valuri de aer fierbinte care apar din crăpături de pământ în urma cutremurelor, din iazuri, din băltoace, vânturi fierbinți care răspândesc acest lucru, sau constelații stelare sunt. Dar, dincolo de asta, aber jenseits davon, die Städte wie Mailand, gesagt, und alle anderen Städte haben ein klares Territorium, haben eine klare Organisation und beginnen Administration einzusetzen, um das Übel einzudämmen. Das ist das, was sehr früh passiert. Und bei diesem Ansinnen werden auch sehr früh die Muttersprachen entdeckt. Und wie Professor Bergdolt herausgefunden hat, sind bis zum Jahr 1500 etwa 300 gedruckte Schriften über die Pest überliefert. Und bereits etwa die Hälfte in den Muttersprachen. Weil was will man mit einer lateinischen Sprache, die kein Mensch versteht? Ja. Das muss in den Muttersprachen gemacht werden. Der Einfluss dieser Katastrophen auf die Entstehung der Muttersprachen als Schriftsprachen kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wenn ich die Vertreter der Kirche ärgern möchte, das will ich manchmal, dann sage ich ihnen, die Pest war effizienter als die Reformation. Deci, intră în joc administrația, mai ales la orașe, cum am auzit și la Milano, se organizează, se facă demersuri pentru a limita impactul catastrofal al acestor nenorociri prin măsuri administrative și totodată comunicarea este cheia succesului. Și se, domnul profesor Bergdolt, pe care l-am văzut înainte, a cercetat foarte în amănunt această problematică și a scos la iveală că până în anul 1500, aproximativ jumătate din cele 300 de scrieri împotriva ciumei cunoscute sunt deja scrise în limbile vernaculare, populare, și uneori, când doresc chiar să îi supăr un pic pe preoțime, le spun, măi, să știți că cam ciuma a fost mai eficientă în ce privește elaborarea unui vocabular scris decât reforma. Ceea ce e provocant, dar și avem aici un exemplu din acest fel, este un mic ghid, o mică învățătură împotriva ciumei, de la 1530, eine kleine Unterrichtung, wie man sich verhalten soll in der ungütigen Pestilenz, geschrieben von Sebastian Pauschner, der das erste deutsche gedruckte Buch auf dem Gebiet der Rumäniens darstellt. Es gibt es nur noch als Handschrift. Aber es ist lesens, oder ich lese das mal vor, was er da, was der Kopist für unterstreichenswert gehalten hat. Und dann können Sie das vergleichen mit Ihren eigenen Erfahrungen. Er sagt, so es aber anders nicht möglich ist, du in dieser gefährlichen Luft bleiben musst, also in der Pestluft, das Miasma, sei es aufgrund deines öffentlichen Amtes, also weil du Teil des Pestdirektoriums einer Stadt bist, sei es aufgrund oder wegen deiner Armut, weil eigentlich hätte man ja fliehen können, also wenn man arm ist, muss man bleiben, so halte Abstand von den Pestkranken, den Menschen, Hunden und Katzen, die bei ihnen im Haus wohnen. Sodann halte dich von den Kleidern dieser verstorbenen Menschen fern, da sich das Gift der Krankheitserreger also darin lange hält, was ich mit Sicherheit weiß. Sodann sollst du in Zimmern, wo Kranke gelegen sind, mindestens 3 Monate lang nicht wohnen,
sodann sollst du auf Begräbnisse und Kirchenbesuch verzichten, sodann sollst du kranke und verstorbene Menschen nicht besuchen oder ansehen, sodann sollst du den aufgebahrten Toten auf keinen Fall küssen oder umarmen, wie es die törichten Kronstädter Fräulein tun. Gegen solch üble Gewohnheiten sollte ein ehrsamer Stadtrat einschreiten, selbst wenn es eine Sitte ist. Ja. Weiter unten empfiehlt Pauschner, du magst vor der Nase einen Badeschwamm tragen. Dieser Passus ist allerdings nicht unterstrichen worden und deswegen eben auch offensichtlich nicht wichtig gewesen für den Kopisten des 17. Jahrhunderts. Auch wenn man darin einen Vorläufer der Pestmaske des 17. Und 18. Jahrhunderts sehen kann oder vielleicht auch zur Maske, die wir in der letzten Zeit tragen mussten. Scurci pe românește, același lucru, un exemplu de acest fel a unei scrieri în limba maternă este chiar vorba despre prima tipăritură păstrată în manuscris de limba germană din Transilvania și este reeditată aici în acest volum unde a contribuit și domnul Bergdolt. Însă am constatat că manuscrisul e puțin altfel decât aici, deci ar mai merita încă o dată citit mai pe îndelete și mai pe concret, dar evident aceste sublinieri ne spun ce era de valoare din tot evantaiul ăsta de măsuri și de idei care se promovau în astfel de scrieri, că sunt lucruri foarte generale acolo, să nu dormi prea mult, dar nici prea puțin, să nu bei prea mult, dar nici prea puțin. Până și să faci sex, dar nu prea mult, sau să te abții, sau... Deci sunt toată știința medicală este comunicată acolo, dar omul, copistul, sublinează ce e important. Și ne spune, dacă nu se poate altfel, dacă trebuie să stați în acest aer periculos, adică plin de miasme, fie din cauza funcției publice, adică ai o funcție în oraș, ești partea directoratului împotriva ciumei sau așa mai departe, fie din cauza sărăciei, pentru că cei bogați erau oricum fugiți deja, țineți-vă departe de bolnavii de ciumă, de oamenii, câinii și pisicii care trăiesc cu ei în casă. Apoi nu vă apropiați de hainele acestor oameni decedați, pentru că o travă, adică agenților patogeni, rezistă mult timp în ele. Lucru pe care îl știu cu siguranță. În alte locuri spune asta, nu știu așa exact. Deci e un medic destul de sincer. Atunci să nu locuiești în camere în care au zăcut bolnavii timp de cel puțin 3 luni. Apoi vă veți abține de la înmormântări și de la participarea la slujbele bisericești. Apoi, să nu vizitați și să nu te uiți la bolnavii și la cei decedați. În niciun caz nu trebuie să sărutați sau să îmbrățișați morții întinși, așa cum fac femeile nesăbuite din Brașov. Onorabilul Consiliu Municipal ar trebui să intervină împotriva unor astfel de practici rele, chiar dacă este vorba de obiceiuri. Mai jos, Pauschner recomandă, puteți purta un burete de baie în fața nasului. Acest pasaj nu este însă evidențiat ca fiind important prin subliniere, chiar dacă ne amintește de măștile de ciumă din secolul 17 sau 18. Mai departe, kommt das 18. Jahrhundert mit einer Entwicklung von der kommunikativen Vielfalt zur einer Art europäischen Organisation, weil es ein sehr großer Staatsverband ist, vor allem der siebenbürgische Teil Rumäniens, wird Teil eines frühen Europa, das auf drei Säulen steht. Auf dem gemeinsamen Geld, auf der gemeinsamen Armee und mit der Zeit auf der gemeinsamen Gesundheitsversorgung oder gemeinhaften Gesundheitsordnung. Secolul XVIII vine cu o evoluție, cel puțin pe partea transilvană al României, cu o evoluție cauzată de apartenența la monarhia Habsburgică, la acea Europa timpurie, care și are trei piloni, de fapt,
moneda comună, armata comună și cu timpul și organizarea și administrarea sanitară comună. Și vedem aici una din, sau poate una mai importantă din regulamentele sanitare, cel de adoptat de Maria Terezia, care în cadrul acestui demers l-am descoperit, de fapt, ca fiind valabil și pentru Transilvania. În această carte se mai susține că acest regulament de sănătate n-ar fi fost valabil pentru Transilvania. Și de ce? Pentru că naționalismul maghiar din perioada după Revoluția din 1848-49 era foarte supărată de tot ce era nemțesc și de la Viena. Și de aceea, când s-a alcătuit Corpus Sanitatus Sanitatorum Hungarorum, oamenii au mers doar pe varianta latină și n-au ținut cont că există și originalul în limba germană. Și la cel latină zicea, nu, la cel latinesc zicea, e pentru Ungaria și Croația. Și de atunci comunitatea științifică se mire, dar cum este posibil ca acest regulament să nu fi fost aplicat și în Transilvania, având în vedere că sunt reglementări foarte clare și tipicare chiar pentru funcționarea carantinelor. Ei pur și simplu au uitat că exista Marele Principat al Transilvaniei în acea perioadă, nu l-au văzut, l-au eclipsat. Așa sunt scurt circuitele științifice care uneori se întâmplă. Și m-am dus la arhivă și știam cum să-l caut și am găsit și chiar scrisul lui Gernot Nuspecher este și pe această, și pe acest document. Și dacă aplicăm o administrație, avem totuși începutul sfârșitului ciumei. Cu o administrare eficientă, cu măsuri care sunt respectate, unde carantina este în așa fel făcută încât bolnavii să nu se amestece. Deci aici în regulamentele sanitare pagini se consumă pe această tematică, cum să organizeze, să nu se intersecteze oamenii bolnavi de ciumă. Și avem niște exemple acum de acte personale, unde vedem că un Crăciun Ionică a făcut carantina la Timișul de Sus, n-a stat 5 ore cum stăm noi când mergem la Brașov, a stat 2 săptămâni acolo în carantină, noi stăm în trafic. Ja, also das 18. Jahrhundert kommt mit der Anwendung der Regelungen und der Verwaltung und das ist zugleich das Anfang vom Ende der Pest. Man sieht, wie jetzt hier verschiedene ad personam ausgestellte Bestätigungen dafür sorgen, dass die Bestimmungen, die in Sanitätsordnung detailliert festgehalten sind, wie eine Quarantäne zu funktionieren hat, wie man dafür sorgen soll, dass die sich nicht begegnen, die Insassen. Weil wenn man sich in Kontakt gerät, dann ist die ganze Quarantänezeit ja futsch. Da muss man auch von vorne anfangen und so weiter. Und das sind, dann haben wir hier als nächstes solche Erklärungen auf eigene Verantwortungen, auf Rumänisch Deklarații pe propria răspundere, sozusagen exemple istorice. Also, es sind ein paar Beispiele der anderen Art. Es ist ein unausgefüllter Passierschein aus Neumarkt. Die Sanitätsordnung hatte eine Staffelung in der Tiefe des Territoriums vorgesehen. Als erste Stopp soll die Seuche an den Karpatenpesten aufgehalten werden. Wenn sie weiter ins Land vordringt, dann werden die nächsten Ortschaften abgeriegelt und dann die nächsten. Und so kommt es, dass hier dieser Marktpassierzettel von 1786 das Wappen der K&K-Armee hat, weil das in einer militarisierten Zone ist und wo das Militär dann Gesundheit gemacht hat und der Passualisch-Level aus Neumarkt am Mirisch eine zivile Papiergeschichte ist. Deci, foarte pe scurt, vedem cum prin declarațiile de pe propria răspundere, exemplele istorice, își au câteva paralele și în această expoziție. Evident, sunt
emise de alte autorități în cazul de la Târgu Mureș, este vorba de o entitate civilă care era mai departe de graniță și iar în Brașov vedem stema, acel Marc Pasir Zettel din 1786, are stema armatei, fiind o zonă militarizată și de aceea continuăm în acest fel. De epidemie. Da. Die Epidemien damals wusste man natürlich nicht auf welche Weise wurden sie verursacht. Aber man wusste schon, dass zum Beispiel Militärkonflikte spielen eine große Rolle in dieser Ausdehnung der Epidemien. Und damals der Osmanische Reich, die Russen und die Habsburger waren immer in diese Kriege verstricken. Und natürlich diese Aspekte spielen immer eine große Rolle, was können wir tun, um militärisch erfolgreich zu sein und trotzdem keine solche epidemische Probleme zu haben. Weil immer Epidemien haben eine große Rolle gespielt, insofern, dass ein gewissen Krieg irgendwie anders evolviert hat. Ce vreau să spun este că aici vedem acest, cum să spun eu, ca un, hai să-l numesc ca un fel de pașaport epidemic, care este dat de autoritățile militare. Ori, secolul XVIII, sigur, este secolul luminilor, dar este un secol dominat de războaiele continue care au fost între Imperiul Țarist, Osman, Otoman și cel habsburgic. Și atunci mișcarea bruscă a unor grupuri, hai să le spunem populaționale, au atras cu sine și exacerbări de ordin, de ordin epidemic. Dieses Bild, es wird üblich in mehreren Sprachen zu kommunizieren, se explică de la sine, devine uzual, să comunici în mai multe limbi și aceste lucruri se preiau. Also diese Dinge werden dann übernommen in einem anderen Kontext. Der Aufklärung pur ist, yeah. In meinen Augen, die Vernunft versucht, medizinisch tätig zu werden, indem man auch schnell die eben erst entdeckte, 1796 ist die erste Kuhpockenimpfung erfolgreich gewesen und um 1800 hat man in Hermannstadt schon geimpft. Und 1802 hat Michael Neustädter seine erste Kuhpockenimpfungsveröffentlichung gemacht und hier wird eben von der Staatlichkeit auf breiter Front in deutscher, rumänischer, serbischer und kroatischer Sprache dafür geworben. Combaterea variolei se petrece în Transilvania deja în cheia iluminismului, a comunicării multilingve. Abia în 1796 se descoperă, de fapt, eficiența vaccinului și deja în 1800 la Sibiu se făceau vaccinări și în 1802 protomedicul Michael Neustädter publica prima sa scriere, iar cea de-a doua, din 1803, este tipărită aproape concomitent în limba română, în limba germană, în limba sârbă și croată. Le-am adunat pe toate în expoziție, dar nu este singurul care dorește să fie protomedic al Transilvaniei, are și un concurent și explicația, am găsit și explicația de ce lipsește maghiara în scrierile acestea.
pentru că urmașul lui Neustädter, Ferenc Nyulas, a scris la rândul său în 1802 o scriere despre, despre vaccinare, despre variola vaccii, iar episcopul catolic al Transilvaniei comunică administrației militare și sanitare, păi domnul Nyulas pe banii lui a făcut deja acest demers, nu necesită să traducem, că și pe cheltuiala parohiei sau mai bine zis a episcopiei le-am distribuit la secui și așa mai departe, deci nu mai e nevoie și peste un an moare Neustädter și Nyulas devine următorul protomedic. Este, ungarische Seite fehlt deswegen bei den neustädterischen Fassungen, weil sein Konkurrent und Nachfolger Ferenc Nyulas selbst eine Pockenschrift verfasst hat, diese mit Hilfe des katholischen Bischofs auch verteilt hat. Und der schreibt auf, in deutscher Sprache dem Militärkommando, dass eine Übersetzung ins Ungarische nicht mehr nötig ist. Und hier sind wir schon fast am Ende. Was meinerseits anbelangt, die Cholera ist noch gar nicht angesprochen worden, ist eine Krankheit, die in Siebenbürgen von Anfang an mehrsprachig bekämpft wird. Deci Cholera devine să fie prima epidemie comparabilă ciumei, care este combătută multilingv și unde se caută accesul direct la persoane. Și aici avem und hier also seine solche, wo man direkt versucht mit dem Volk in der Muttersprache zu kommunizieren. Wir haben hier ein Schreiben, eine zehnseitige Handschrift einer Abhandlung, kurze Abhandlung über die Cholera, Brechruhr für das Volk. Wir wissen nicht, wer dieses Buch geschrieben hat, wer es gedruckt hat, aber es gab es als Handschrift in der Nachbarschaftslade der Korngasse in Saas-Kies. Deci importanța dată educației populare în contextul combaterii holerei se poate vedea și în faptul că această copie manuscrisă de 10 pagini a unei lucrări intitulate Curze Abhandlung über die Cholera, adică scurt tratat despre holeră, își avea locul în lada vecinătății care a aparținut vecinătății mijlocii de pe ulița Chiorugos din Sașiț, din Saschis, pardon, care este DN1. Care traversează localitatea de altfel și fiecare proiect își are și poveștile lui. Jedes Projekt hat auch seine Geschichten. Vor ein paar Tagen habe ich die Ausstellung in Bistritz gezeigt und habe dort Dr. Volker Wollmann getroffen, der mir erzählt hat, dass damals 1990, in den 1990er Jahren beim Sichern des Kulturgutes diese Schrift eingesammelt hat und er fragte mich gleich, gibt es diese Schrift in der Ausstellung? Ja, ja, sie ist hier. Deci acum câteva zile în urmă l-am întâlnit la Bistrița cu, în cadrul expoziției cu domnul Dr. Volker Wolfmann, cerebrul autor al patrimoniului industrial și preindustrial. Atâta este, 10 volume între timp. Și primul lucru care m-a întrebat, da, de la Saschis, ai manuscrisul ăla despre holeră? Și de ce, cum? Păi să știi că eu atunci când toate se prăbușeau, am fost și eu în echipă și am... Și mai am un singur slide, ca să nu... un arc peste timp, ein Bogen über die Zeit, COVID-19 und die Kommunikation și comunicarea multilingvă. Aici, also hier gibt es zwei Sachen, die man sehen muss. Einmal, dass es den Monitor oficial auch in einer nicht-rumänischen Sprache gibt und das Land nicht untergeht. Deci aici sunt două lucruri care sunt de văzut, că există monitor oficial al României și într-o altă limbă decât cea română și nu se prăbușește nimic. În schimb, este exemplul aici a decretului pentru instaurarea stării de urgență, care în limba română apare pe 16 martie, iar în limba maghiară tradus abia în 23 martie. Na, care mai e urgența după un decalaj de atâtea timp? Also der Unterschied ist hier im Wesentlichen, dass der Notstand verhängt wird und das geschieht mit einer Verzögerung von etlichen Tagen, also am 16. März 2020 auf Deutsch und am 23. März erst auf Ungarisch.
Und das ist eigentlich auch das Fazit. Și asta este și concluzia, că acum se pare că vine vara și afară und auch hier. Ja. Es wird Sommer. Sprichwörtlich macht man im Sommer was, conform spune proverbului ce se face vara? Sania. Da. Man macht einen Schlitten. Eu mi-aș dori o sanie multilingvă, concomitentă, care să, cum a spus și doamna secretar de stat Lațico, să fie normal, să comunici în atâtea limbi cât este necesar, ca fiecare să găsească acel plus de încredere când ți se adresează autoritatea în limba ta maternă. Am zis la Bistrița, fie ea și cea srilancheză. Also, jede Epoche hat seine, ja, wie man sieht, jede Epoche hat seine eigene Epidemien und manchmal auch Pandemien. Und die Geschichte schreibt mal insofern, dass diese Herausforderungen der Kommunikation in Acht nehmen muss, mehrsprachig. Und Zivilisation ist durch Sprache bedingt und solche Katastrophen haben verschiedene Kulturen schon damals, die ja nicht so gut miteinander gelebt haben, doch in Kontakt diese Situation zu überwinden. Und bevor wir auseinandergehen, astăzi avem o prăjitură, înainte să ne despărțim. Heute ist Weltpremiere. Astăzi este o premieră mondială. Păi da. Până acum am avut o singură variantă. Bis jetzt hatten wir nur eine einzige Katalog-Variante. Ja. Jetzt gibt es zwei. Ja. Auf Deutsch und auf Rumänisch. Also mehrsprachig. Auch der Katalog ist mehrsprachig. Ja. Man kann sich die mitnehmen. Ja. Se poate servi de acolo. Cine dorește să-și ia câte exemplare are nevoie. La fel m-am ținut și de cuvânt și am venit cu cartea cu solidaritatea care, despre care am vorbit la în spiritul loialității și solidarității despre care am vorbit aici când am prezentat filmul despre Hans Otto Roth și care nu mai era carte. Da, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru această conferință dezbatere. Și cred că ar trebui, o să încerc să invităm și elevi de la Liceul German și poate de la alte licee, pentru că toate rolapurile sunt bilingve. Și eventual și studenți, pentru că consider că ar fi foarte important pentru ei să aibă cunoștință despre acest eveniment care este această conferință a dumneavoastră și, evident, și această expoziție. Mulțumim foarte mult și vă așteptăm și cu altă conferință. Mulțumim.